Sorin Braga a lucrat timp de 20 de ani în vestul Europei, dar a decis să se întoarcă acasă și să-și investească banii economisiți într-o afacere mai puțin obișnuită. După ce s-a informat pe internet, a găsit o idee prin care să valorifice lână disponibilă la crescătorii de oi din România. Aparatul ăsta-i tocătorul, ăsta toacă lână. O toacă mărunt, mărunt, mărunt la 6 mm, e ca o zăpadă. Pentru a-i convinge pe clienți de eficacitatea îngrășământului din lână de oaie, antreprenorul a trimis produsul la analize chimice în Germania. Rezultatele au arătat că lână conține mult azot, potasiu și fosfor. Pentru căpșuni, 6 grame pe metru pătrat. La roșii, 16 grame pe metru pătrat. Deocamdată, antreprenorul i-a saltat cu oferte de fermierii care vor să-i vândă lână. Alții sunt dispuși chiar să o ofere gratis. Mi-a plătit-o la un preț, zic eu, destul de bun. Până acum o aruncam pe unde puteam. Și fermierii din alte județe ar putea beneficia de pe urma antreprenorului brașoven. În Sibiu, ciobanii vând lână la prețuri derizorii. Am dat-o cu 30 de bani imediat în iunie. Sunt mai mulți în care au aruncat-o cu foc. Lână a rămas de nimica, n-are niciun preț, nicio valoare. Până acum, brașoveanul a investit în afacere 50.000 de euro și vrea să folosească profitul pentru extinderea liniei de producție.